Relevanța bisericii în aceste timpuri și cum pot creștinii să aibă impact în societatea actuală sunt aspecte care preocupă liderii creștini. Din acest motiv, Centrul Creștin Timișoara a organizat o conferință cu tema Biserica Relevantă în zilele de pe urmă, care a fost găzduită timp de 3 zile de Biserica Agape din municipiul de pe Bega. Organizatorii vorbesc despre importanța evenimentului. Bisericile noastre se întâmplă multe lucruri la care oamenii se uită și zic ce se întâmplă, ăsta este credincios, ăsta este creștin adevărat, de aceea ca să fii relevant, în primul rând trebuie să te lași tu călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tu să te sfințești, să te curățești de păcatul care de multe ori te doboară. E o moarte spirituală care ajunge și penetrează în biserică, și biserica nu mai este relevantă. Biserica este religioasă, biserica este doar formală de duminica, unii vin la biserică de 2 ori pe an, la Paști și la Crăciun, asta nu e relevanță. Relevanța este atunci când biserica spune ceva. Această conferință este în primul rând pentru pastori și lideri din Centrul Creștin Timișoara, din rețeaua noastră, nu numai pentru rețeaua noastră, dar în mod special pentru ei, pentru a primi un cuvânt proaspăt. Credem că ca și biserică trebuie să ne pregătim, zilele vor fi grele, Domnul va fi de partea noastră, dar și noi trebuie ca să învățăm și să ne echipăm și să ne împuternicească Dumnezeu cum să fim relevanți, cum să fim o biserică relevantă care aduce impact spiritual în zilele de pe urmă și din acest motiv am ales această temă. Vorbitorii au fost apostolul Alan Caron din Canada și profetul Paul Viglo din Franța. We are pleased to see people coming not only from this area but from all over Romania and also from some nations around Romania so that the people of God can learn how to walk together in the hard times that we live in. The times are not easy, but God's promises are true, and even if there is darkness in the world, we know that the light of God is shining upon us. And I want to say that I'm so thankful for Alpha Omega always bringing the news of what God is doing in His kingdom and in His church. We all know about the end time. We all know about the time getting darker and darker. But at the same time, Isaiah 60 says, arise and shine. Meaning when the time getting darker, it's our responsibility to arise and shine. How do we arise? We step up to the community. We help our community. We engage ourselves in the community. We support our community, our cities, our neighbors, our families, and we bring everyone into a place of peace. It's not about bringing people to the church. That's something else. But we're speaking about God's kingdom. The church is supposed to be the light. So when we become the light, we shine over people and we bring them to God's peace. We bring them to God's restoration for their life in a tangible way. Maybe food support, health support, education support, whatever support we can bring. Maybe just love as a friendship to the people. Unul dintre subiecte s-a referit la importanța unității și a lucrării celor 5 daruri de autoritate care sunt lăsate de Hristos în biserică pentru a pregăti credincioșii. Că este cheie rolul bisericii de a promova unitatea, de a se trezi la realitate și de a înțelege că există un preț care trebuie plătit pentru ca această unitate să poată fi trăită și reconstituită acolo unde a fost pierdută. De mulți ani sunt în slujire și, sincer, a fost foarte provocat ieri seara ca să înțeleg importanța dragostei, nu numai pentru Dumnezeu, ci noi între noi. Asta este un lucru care e evident, dar totuși cam uităm în situațiile noastre, în relațiile noastre, ne mai ciocnim, ne mai rănim unul pe celălalt și, din păcate, asta poate să se devină destul de puternic, un factor puternic care ne poate rupe unul de celălalt. Nimeni nu reușește de unul singur. Cu toții avem nevoie unii de alții și cred că în felul ăsta a gândit Dumnezeu și biserica, că avem nevoie în primul rând de El, dar pe de cealaltă parte avem nevoie unii de alții. Și întotdeauna la relațiile, la conexiunile pe care le avem, avem nevoie de un anumit tip de efort pentru ca să le facem să funcționeze. În timpul sesiunilor s-a vorbit despre importanța iertării și nevoia de a plăti un preț, mai ales din partea celor maturi spiritual.
Dumnezeu câteodată permite să trecem prin acest proces de călire, să zic așa, unde trebuie să învățăm noi ca și lideri, și am înțeles o nouă dimensiune acestei responsabilități ca și lider, trebuie să fii, să zic așa, cel mai matur din cameră, cel mai matur din biserică. Asta ne costă. Sunt multe schisme și fărâmițări și frământări care au străbătut în valuri prin trupul lui Hristos și timpul nu rezolvă dacă nu există responsabilitate și inițiativă, fie stârnită prin Duhul lui Dumnezeu sau oameni de genul celor care ne-au provocat. De asemenea, participanții au înțeles că biserica devine relevantă atunci când creștinii sunt relevanți în societate. Dumnezeu vrea să fim creștini relevanți. Acolo unde suntem, în comunitățile noastre, la locul de muncă, în biserică, să fim creștini autentici, să avem o echivalență și o congruență între ceea ce gândim, ceea ce vorbim și faptele noastre și să avem impact. Cu adevărat să avem impact, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăim, astfel încât și ceilalți oameni să vadă că ceea ce credem are impact asupra noastră și viețile noastre sunt schimbate. Nu-i suficient că auzi lucrurile, mai trebuie să le și faci. Nu-i suficient că citești, crezi, trebuie să și pui în practică. Și ăsta e un lucru care, într-un anumit fel, va fi măsurat și cântărit la momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. La evenimentul organizat de Centrul Creștin Timișoara a participat și un grup de aproape 60 de creștini din Transnistria. Pastorul Iuri Semeniuc a apreciat tema conferinței. Apostle Alan, he shared about alignment and that was a big challenge for us because all of you have some problems in relationship with other churches or denominations, and he tell us this is the time and that is from God time to rebuild our connection, to fix what demons they destroying in our lives and in our networks. Alpha.